15 februarie a fost o zi aparte pentru zeci de copii din cadrul Asociației Conil. De ziua națională a cititului, Ana Maria Popescu s-a aflat alături de zeci de copii cărora le-a citit pasaje chiar din cartea sa. Angard, fetița cu mască tricoloră. Copiii s-au bucurat din plin de prezența Anei, pe care au întâmpinat-o cu mai multe surprize. Cum te simți în mijlocul copilor la un astfel de eveniment? Pentru mine este o mare bucurie, pentru că eu încă sunt un copil, indiferent cât a trecut timpul peste, peste mine și uh, îmi face întotdeauna plăcere să-mi iau energie din bucuria lor, din prezența lor, iar faptul că ei sunt interesați de, de povești, cred că asta e un câștig foarte mare pentru noi toți. Uh, acesta a fost și motivul pentru care eu am scris cartea în Garfetța cu masca tricoloră. Eu am, sunt copilul care a crescut cu povestea de seară. Uh, indiferent cât de obosiți erau părinții mei, da, își răpeau câteva minute în fiecare seară să-mi citească o poveste. Și de acolo fascinația mea pentru, pentru tot ce înseamnă uh, lectură, pentru că fiecare carte îmi dă ocazia să, să cunosc o nouă lume și să visez. Și cred că avem cu toții nevoie de acest lucru, indiferent că suntem copii sau a trecut timpul peste noi. Care era povestea ta preferată în copilărie? Oscilam. O și la între albă ca zăpada, astăzi îmi plăcea albă ca zăpada, a doua zi eram fascinată de ce eu stău și așa mai departe. În fiecare zi aveam câte, câte o poveste, dar cel mai mult îmi plăceau poveștile pe care eu singură mi le construiam în mintea mea, pe baza a ceea ce ai mei îmi citeau. Ai mai mult timp să citești acum? mai mult timp să citesc și mă bucur să văd că și în România au apărut din ce în ce mai multe autobiografii sau biografia unor sportivi foarte mari. Întreaga mea carieră m-a hrănit din aceste povești reale, mai ales când văd că personajele din carte există în viața reală, poți chiar să interacționezi cu, cu ele și în continuare am noptiera mea este, este plină de de cărți care așteaptă să fie citite. Ce mesaje le transmis copiilor într-o astfel de zi deosebită? Să viseze, să viseze, să, să, creadă în visul lor și să muncească în fiecare zi. Așa cum personajele din cărți de cele mai multe ori um, ajung la un final fericit, așa putem să facem și noi în viață. În lunile ce urmează, reprezentanții Asociației Conil vor pune în practică și alte proiecte în beneficiul copiilor, proiecte la care, desigur, și Clubul Steaua București va da o mână de ajutor. Ce reprezintă pentru dumneavoastră prezența anii în mijlocul copiilor într-o astfel de zi? Suntem onorați că Ana Maria Brânza a acceptat invitația de a petrece această zi cu noi. Pe lângă faptul că este campioană olimpică, este și autoarea cărții Angard, fetița cu mască tricoloră. M-am bucurat foarte mult să aflu faptul că toți copiii din cadrul Centrului Educațional Conil știau de această carte și o răsfoiseră sau chiar o citiseră. Faptul că Ana Maria Brânză vine și participă la acest eveniment în care vor lectura un paragraf din carte împreună cu copii, reprezintă o mare onoare pentru noi. Ce reprezintă pentru dumneavoastră faptul că Steaua București este aproape de Asociația Conil? Clubul Steaua București a fost alături de noi de foarte mult timp. Am avut foarte multe parteneriate și foarte multe evenimente împreună. Ne bucură foarte tare acest parteneriat, este extrem de productiv. Au arătat extrem de multă empatie pentru copiii din cadrul Asociației Conil, iar copiii sunt foarte fericiți că au avut ocazia să întâlnească atât de mulți campioni.